De cât timp e problema asta? Problema asta, îl vreau eu, asfaltat tot vremul. Tot vremul. Aici, la noi, nu știu. Am pus capetii de pod, peste podul care l-a făcut bărbatul meu și cum ai cineva. O tras de la cântar, unde a fost cântarul, ori desfăcut acolo, ori tras, ori pus plăci. Și uitați-vă ce o temi și-o făcut aici, și-o răba, nici o zis că eu am făcut podul. E bătaie de tot, uitați-vă ce cum avem noi. Mai rău distruge drumul decât să-l fac. Ia nisipul din stânga și-l pune în dreapta. Și mai înainte o fost și iar o făcut așa. Dar uitați-vă ce e aici. Noi aici suntem izolați. Și noi vrem în Uniunea. Noi suntem în Uniunea Europeană, vrem în Schengen. Și primarii care au fost să-și bagă banii în buzunar, mergeți să vedeți, vă duc la el, să vedeți și pe o parte și pe alta. E tot făcut. Bec. Și la noi ce e aici? N-are bani. Pe unde sunt banii care i-au luat când o făcut? Să înțeleg că de fiecare dată când ploaie se întâmplă la fel? Fiecare dată, de fiecare dată. Și impozitul plătim ca oricare, tot ce trebuie contribuim și uitați-vă ce e la noi aici. Foarte, întotdeauna când plouă, e dezastru aici. Uitați, am investit, am făcut gardul, mă rog plasa, mă rog dincolo, domnule. Lemnul a venit ăsta. Am fost și la primărie, am vorbit cu domnul primar, a spus că e proiectul din toamnă. Domnule, zic, avem niște țevi, sunt acolo niște tuburi. Zic, aveți, uite, excavator, uitați. Zic, să faceți ăsta aici așa. Să nu mai fie problema asta. Da. O zis în toamnă că atunci ai proiectul. Până s-a făcut proiect. Până la toamnă, toată săptămâna plouă. Acum azi vă și dumneavoastră. În fiecare zi când plouă, apa în grădină. Uitați. În grădină, dar noi suntem grădină, izolați aici. Noi se repare. Unde sunt banii? Eu l-aș întreba, unde sunt banii? Care eu dat unde sunt banii? Unde sunt banii? Hai că vă duc eu la ei să vedeți cum e făcut la ei. Traversa pe acolo, nu s-a mai intrat atât în grădină. Așa a făcut stabilarul ăsta, l-a făcut aici așa. Dar cine l-a făcut ăla? Primăria. Dar nu noi. Nu noi, primăria a venit. Noi am pus podul. Da. Una, două, trei, patru, cinci, cinci, șase, șapte. Și aici a stat omul și a luat loc pentru casă să facă. Păi, nu-i bătaie de joc, că zice cât asigur de care. O să dăm și noi. Uitați-vă ce face acum. Dacă vine o apă, dacă vine o apă și mai rău. Ăla este pur și simplu nisip. Nisip, ce s-a adunat, mult s-a adunat apa, pune acum. Și dacă vine o apă. De la primărie? De la primărie? Da, păi eu auzit că veniți dumneavoastră și o trebuie să vedeți că se lucrează la drum. De ce? Că mai rău face. Mai rău face acum. Noi, cu tractorul nostru și mai cu un vecin care are plasă aici și am pus. Da, de fiecare dată când plouă sau cum? Da, de fiecare dată când eu sunt aici acasă, doamna mai e plecată. Eu sunt aici cu doamna de acolo, sunt aici în permanență. Întotdeauna ne iasă apa. Haideți că vă trimit, dar nu știu unde să vă trimit. Spuneți-mi, de cât timp vă confruntați cu problema asta? Păi, de vreo săptămână. De cât și plouă, de cât plouă. Da, și de cât ori plouă în continuare, dar acum nenorocirea asta, dar acum, așa, în grădină până la jumătate, e nenorocirea. Ați luat legătura cu primăria? Da, ce v-au zis? Da. Eu zis că e pus în plan să se facă, să bage o țavă, să se facă, dar până la toamnă, până să aprobă, că acum ei nu pot. Și până atunci? Că nu se face asta
pocnind în deget. Așa ne-o și arătat. Pocnind în deget nu se face peste noapte. Până când se aprobă, nu era acolo, proiectul. E da, pus în proiect. Dar bănuiesc că problema asta nu există de... De ieri de astăzi, nu. Există de ani de zile, nu de ieri de astăzi. Numai că nu a fost tot anul ploile așa grele, așa nenorocire, dar acum, ce să vă spun? Normal că problema nu e de acum. Cine a făcut podul ăsta? Cum a făcut ei podul? Așa au zis că ieri a făcut podul. Ieri nu este podul. Asta nu este pod, este cap de pod. Asta nu este pod. Cap de pod. Cap de pod l-a făcut? Da, nu a făcut ei podul. Ei bani atât i-au luat, dar podul nu. Ei, nenorosire, acum vedeți-o dumneavoastră. Dar noi de acolo suntem izolați. Păi voi cum ai făcut? Păi și pe unde o să veniți? Nu știu. Dacă aveți nevoie de o ambulanță sau... Pe dacă ne duce Dumnezeu. Eu am urcat la altă ieri, m-am dus la doctor, la Caransebeș, la plămâni, m-am dus pe picioare până sus, că nu, n-am. Și stai că nici pe picioare, du-te, bagă-te pe picioare, acum ce o de acum ăsta, ce faci acolo? L-a chemat, l-a trimis. Drumul de acces, nefiind canalizări, pod, se colmatează apa aici, așa, la stăvilarul ăsta făcut de capeți de pod. Și asta este. Aici este la fel, nefiind rigole de scurgere, apa circulă pe drumul mare. Aici trebuie cu mare atenție făcut proiectul. Discernământ, că altfel va fi bătaie de joc. Se vor strica banii iurea. Hai de capul meu! Ce înțeleg, așa ceva n-am mai văzut decât mi-s eu la vremă aici. Uite ce gardă, se vedea cu tot cu stâlpul, m-a luat cu stâlpul. Da, a venit primarul aici așa cu ăștia, cu zâncă și... Păi eu știu, dar na. Lăsa până costă o săptămână, două, ce dată. Nu, vreau să vad! Nu, lasă să vadă lumea, că lumea are eu după domnul nostru primar, ce face domnul nostru primar, nu făcut alt un drept. Iată, îi văd ce frumos vine apa pe șanță, că am arătat, dacă promit oameni. E o creangă care prins după aia și nu mai... Nu poți să-l scoți până nu se... Uite acolo, mai duc cu partea aia, dar nu poți să mărești. Emilie, mă fac cine să rezolvi. Uite, cum trece peste pământ, acum vine mai tare. Nu mă, că acum se scurge, acum vine mai tare, păi da. Nu vine aici să vezi și la mine, hai, vine aici să arăt. Și la tine e în grădină. Vai de capul meu. Toată lumea, mă. Iată că nu mai merge ăsta. L-o ploiat în pui.